Este vineri seara, alergarea unei săptămâni s-a încheiat. Stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu cu acea nevoie de odihnă, de pace, pe care Dumnezeu ne-a promis-o că ne-o dă azi. Cred că dintre toate serviciile divine, cel de vineri seara e cel mai binefăcător. Pentru că îți dă simțământul că timpul se oprește, că distanțele se anulează și stai în fața porții, a căminului pe care Mântuitorul nostru bun a făgăduit că îl pregătește pentru noi. Iar cântarea aceasta a avut darul să aprindă dorul nostru și să ne întrebăm sau să ne exprimăm dorul cât mai e. Poate că ceea ce m-a îndemnat Dumnezeu să prezint în seara aceasta va duce puțină tulburare. Sigur, predica are mai multe funcții. Uneori mângâie, alteori instruiește, învață. Dar predica nu este predică dacă nu conduce la nevoia unei schimbări. Dacă doar zugrăvesc lucruri frumoase, dacă vă spun lucruri care să vă ridice sufletul, sunt un trădător față de cel care m-a mandatat cu Sfântul Cuvânt să rostesc mesajul lui pentru oameni care se află în drum spre împărăție. Eu cred că cel care crede în Hristos și care primește jertfa lui este mântuit. Mântuit prin credința în Hristos. Dar știți ce scrie în Filipeni 4 cu 12, dacă nu mă înșel, sau 13. E o confuzie în mintea mea. Duceți până la capăt mântuirea voastră și spune acolo cu frică și cu tremur. Adică, odată mântuit, rămân semne de așteptare și de întrebare. Oare ai dus până la, sau ducem până la capăt? Cred că sunt mulți care au început un proces, fie în cadrul unui examen, fie în cadrul unui test, unui act creator, nu? Sunt inventator, care au început bine și care la un moment dat s-au oprit și s-au poticnit. Îmi povestea fratele meu pe când dădea admitere la Politehnică, era de mult, în 65, că a reușit să facă problema 90%. A sfeclit-o la sfârșit. Și acum vine întrebarea, dacă noi cu adevărat suntem pe acest drum, un drum a monte, un drum care merge în sus, nu coboară la vale, avem nevoie oare doar de mângâiere și încurajare sau și de cuvânt de cercetare? De-aia spuneam că poate cuvântul din seara aceasta va naște și ceva tulburare și dacă va naște, eu voi fi fericit și mulțumit că n-am stat degeaba în fața dumneavoastră aproape oră. Înainte să urc, fratele Loba m-a întrebat textul. Ai un text? Și trebuie să vă spun, aveam un gând. Și atunci, pe moment, ca să nu rămân de rușine, i-am spus Matei 7, cu 21. Și aș dori să citesc textul acesta și ceea ce mai urmează. Rețineți, nu sunt cuvintele lui Matei.
Uneori el este naratorul, acum nu este naratorul, acum vorbește chiar Hristos. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine toți, voi toți care lucrați fără de lege. Vă spun, textul acesta l-am citit adesea și am fost și îndrumat să-l înțeleg corect de către mentorii mei din primii ani ai credinței. Așa cum sunt mulți în sala aceasta, eu n-am crescut într-o familie creștină, în casa mea n-a existat rugăciune, cântare, Biblie, nimic. Ne așezam la masă ca la restaurant. Când însă am început să caut și să învăț să umblu pe calea Domnului, am avut câțiva mentori buni și care mi-au arătat că cuvântul cheie din acest pasaj se află în ultimul pe care l-am citit. Fără de lege. Iar eu am înțeles de atunci greșit că acest fragment se referă la cei care merg și cu Dumnezeu, dar merg și cu fără de lege. Care sunt credincioși, religioși, dar care, deși se închină lui Dumnezeu, poate țin sărbători, posturi, dau danii, care nu recunosc toate cele 10 porunci din legea lui Dumnezeu. Recunosc 9, 8, 7, poate 5, care convin. Și atunci ei sunt fără de lege. Există creștini cu legea, sigur, există unii care sunt sub lege. Nu vorbesc de ei. Noi suntem sub har. Dar sub har cu lege sau sub har fără lege? Nu știu cum ar veni aceea. Dar există. Oamenii cred de acum Hristos a murit și noi nu mai avem nevoie de lege. A trebuit să treacă mulți ani ca să înțeleg că acest pasaj nu focalizează, nu așează reflectorul asupra celor care joacă rolul de creștini fără să fie creștini. Eu pot juca rolul lui Mihai Viteazu, dau un exemplu. Dar nu sunt Mihai Viteazu, eu sunt eu. Actorii joacă un rol. Și eu credeam că pasajul se referă la aceia care, într-un fel sau într-altul, se angajează pe din afară, făcând acte de creștinism, dar care ei sunt fără de lege, care slujesc și altor idoli, idol modern, nu idol vechi, ca să descoper cu trecerea timpului că segmentul de populație, grupul țintă, sunt creștinii care au și legea. Probabil că va trebui mai întâi să dezvolt tema ca să înțelegem că cheia sau cuvântul cheie nu e fără de lege. Haideți să ne gândim puțin la cei 12. Îi știm pe toți, îi avem în Scriptură, erau ucenicii Domnului. Între ei se afla și unul Iuda. Iuda a avut calități mari, era dintre ucenici, era în cercul intim al lui Hristos. Spuneți-mi, a făcut el minuni? Cum? Păi când a avut-o când mulțirea pâinilor. Să nu credeți că Mântuitorul rupea și dădea la ucenici care fugeau, erau mii de oameni, fugeau la unul, luau iară pâinea, iar fugeau, nu erau cărăuși. Mântuitorul a binecuvântat pâinea, a dat la fiecare și eu îmi reprezint în mintea mea
că ei, dând, constatau, ca și femeia cu un de lemnul din timpul lui Elisei, nu se mai termina. Când s-a dus, când Hristos i-a trimis, mergeți doi câte doi, scoateți demoni, au scos draci? Sigur, și până și dracii ne sunt supuși. Erau ucenici. În momentul când Mântuitorul moare pe cruce, erau ucenici mântuiți? E o întrebare grea. Bine, Iuda nu mai era între ei. Era Petru care se lepădase. Erau ceilalți care au fugit. Și nu știu dacă vreunul credea că el e Mesia. Pentru că l-au văzut pe cruce când trebuia să-l vadă pe tron. L-au văzut cu cuie în palmă, în loc să aibă sabia sau sceptru în palmă. Și noi care credeam, spuneau ei, care credeam? Ce credeai? Tu nu credeai în sângele lui Hristos, credea tâlharul, credea sutașul roman, credea Caiafa și preoții, dar tu nu credeai. Erau ei mântuiți sau erau doar niște farisei școliți 3 ani jumate într-o doctrină mai veche sau mai nouă, cu speranțe risipite? Dacă îl includem și pe Iuda între ucenici, ca unul care a făcut minuni, care a prorocit, care a scos demoni, care a făcut minuni, care a fost binecuvântat de atâtea ori de Dumnezeu, de Iisus, atunci putem să extindem acest public țintă asupra bisericii de acum. Ei țineau sabatul, ținem și noi sabatul. Ei nu mâncau necurat, nici noi nu mâncăm necurat. Ei dădeau zecime, uite-te discuția cu fariseul și Petru, și noi dăm zecime. Noi călcăm pe cărarea îngustă pe care au mers ucenicii 3 ani jumate, ca și farisei, ca și toți iudeii credincioși, pentru că farisei, să n-aveți o imagine deformată, erau cei mai conservatori și în felul lor credincioși, posteau de 2 ori pe săptămână, dădeau zecime din izmă, chimen și mărar. Și citesc încă o dată versetul 21 care spune: nu ori și cine îmi zice, Doamne, Doamne, ci cel ce face voia Tatălui meu. Și acum dați-mi voie să vă întreb, care este voia Tatălui meu? Pentru că aici e primul cuvânt cheie și mai este un al doilea cuvânt cheie din acest calup. Puteți să spuneți care este voia Tatălui meu? Vreau răspuns din sală. Noi suntem acum o familie, nu suntem într-o adunare, știu, liturgică. Suntem într-o părtășie în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Cine vrea, ridică mâna, frate. Frumos! Care porunci? Care porunci, frate? 10. 11 sau 10? Nu 12. 12. Nu 13. Frații mei, răspunsul e perfect. Nu există răspunsuri greșite, doar incomplete. Rețineți. E un răspuns bun, dar incomplet. Câte porunci sunt în Biblie? Cine zice că doar 10, se rezumă doar la vârful unui iceberg, centimetrul acela de vârf. Dar icebergul este uriaș. Încă 9/10 din iceberg e în apă. Dacă citești și treci prin toată Scriptura, numai porunci găsești. Numai porunci. Vreți să deschidem cartea, să vedeți câte porunci? Când îl întreabă un fariseu ce să fac, du-te, fă și tu la fel și vei fi mântuit. Spune clar, du-te, fă la fel. E o poruncă, du-te. O altă poruncă. Mai sunt porunci care vă vin în minte? Cine nu iartă pe fratele lui, din toată inima, nici el nu va fi iertat. Iubiți pe vrăjmași, e o poruncă. Câte porunci sunt, frații mei? Câte? Vârful e 10.
Și sub 10 câte mai sunt? Câte? Nu le putem număra. Eu mai pun a doua oară întrebarea. Care este voia Tatălui? Atenție! Aștept să spuneți acea voie care dă sens vieții mele și vieții tale, care dă sens bisericii. Care-i voia Tatălui? Sfințirea noastră. Nu există răspunsuri greșite, doar incomplete. E un răspuns foarte bun și care n-a pușcat cuiu pe floare. Spuneți tare. Vreau să se audă. E o parafrază, să spunem, nu e textul. Voia Tatălui este ca cel ce mă vede pe mine și când în cel ce mă trimis să aibă viața veșnică. Asta este voia Tatălui. Dar voia Tatălui, eu mă întreb, adresată nouă, nu Domnului Hristos. Care e voia Tatălui? Voia Tatălui e să ne mântuim pe toți. Dar ce voie ne dă nouă în mod special care dă sens existenței noastre? Unde se produce sfințirea noastră? Pentru că sunt unii care se sfințesc în dați-mi voie să termin fraza, se sfințesc în pusnicie, eremiții, pusnicii, în chilie. Sunt unii care se sfințesc, sunt foarte preocupați de ei. Și eu cred că toți cei care caută să se sfințească ei pe ei, vor avea doar deziluzia, constatarea că nu sunt mai buni. Vă spun, am cunoscut destul de mulți, eram tineri atunci, sunt și acum, nu e o problemă, pentru că noi rămânem tineri acolo în suflet. Și vreau să vă spun că preocupați de a crește. Și am ascultat rugăciunile lor de la ora de rugăciune, din săptămânile de rugăciune, băieți buni, nu umblau cu rele. Doamne, să ne ierți că nu suntem mai buni. Pentru că sfințirea se produce într-un anumit atelier. Nu tu, curățindu-te pe tine, nu poți. Nu tu preocupându-te de tine, exclusiv, așa, psihanalitic, ca să mă înțelegeți, să mă verific. Sfințirea se produce într-un loc, într-un cadru. Dragoste. Nu există răspunsuri greșite, doar incomplete. Și dragoste are nevoie de un interlocutor. Eu stau în pădure și că iubesc. Păi ce? Nu, eu iubesc. Păi, poți tu să iubești? Dacă n-ai pe cineva să iubești, o să spui pe nevastă, copii și atât. Tu și casa ta, corect? Să iubești? Pe Dumnezeu nu-L vezi. Întâi, eu am spus că cum iubești tu pe Dumnezeu care nu-L vezi? Unul pe altul. Noi în cerc închis. Am avut o mătușă evreică prin alianță, o femeie deosebită. Nora Densușanu, soția poetului Densușanu Junior și a fost secretara personală lui Petru Groza. A fost în Auschwitz, mi-a arătat numărul tatuat pe antebraț, mi-a povestit ce s-a întâmplat acolo. Era o femeie deosebită, cultă. Era evreică. Și evreii aveau atâta grijă de ea, nu pentru că a fost cine a fost, pentru că era evreică, ca la ceilalți. Încă de două ori sau de trei ori pe zi veneau de la comunitatea evreiască să-i facă curat, să-i aducă mâncare dimineața, la prânz, seara. Ea stătea doar și consuma. Bine, avea aproape 90 de ani când a ajuns în faza aceasta, între 80 și 90 de ani. Era slujită. Noi între noi, e bine? Noi între noi. Noi între noi. De-aia ne întâlnim în sabat, de-aia dăm pacea Domnului, ne și sărutăm. Iar lumea arzoar focul. Am zis bine? Care e porunca, voia Tatălui pentru noi? Care dă sens vieții mele, sens bisericii? Auziți? Îmi place. Aș vrea să vă citim împreună un capitol. Vă rog să deschideți Evanghelia după Ioan.
Nu o să citesc tot, că e lung. Capitolul 15. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine, ce scrie mai departe? Sensul pentru care există mlădița, smochinul, măslinul, e roada sau rodul. Pe orice mlădiță care este în mine, este în mine. Oh, să fii în Hristos, să fii creștin, să fii în biserică, să ai parte de binecuvântări, de făgăduințele Lui, să fii în Hristos. E minunat! Nu-i gata. Și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește. Interesant. Cum e procesul curățirii? Cu cârpa, cu flitul, cu ce e? Tot cu cuțitul. Interesant. Cuțit la unul, cuțit la altul. E același tratament, diferit însă. Doare ca să devin mai roditor. Doare ca să mă trimită în foc. Ce timp mai departe? El o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Versetul 6. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare. Despre ce mlădițe se vorbește aici? Despre cele din tâi care este în mine și n-aduce roadă? Nu, e o a doua categorie. Foarte interesant. Sunt unii care sunt în Hristos, dar nu rămân. Adică, până la urmă, spun, prea cenușie viața asta. Cenușie ca pentru nevasta lui Lot, că lumea e multicoloră, Sodoma este atât de plină de șopuri, de oferte, oferta zilei, până atunci, dacă nu iei, e dezastru. Gadgeturi. Sigur, viața cu Hristos este interioară și acolo e bogăția și culoarea. În exterior poate să fie liniștită, ca un Amazon care este adânc. Sunt două categorii, mlădița neroditoare care e tăiată, mlădița care nu rămâne în Hristos, ce, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse și se fac cununi pentru copii. Sigur că nu scrie asta. Mlădițele nu mai sunt bune de nimic decât sunt strânse și aruncate în foc. Dragii mei, care e voia Tatălui? Să aducem rod, să aducem roadă. Dar ce roadă? Ce să rodim? Ce înseamnă să aducem roadă? Este o altă necunoscută. A, să cântăm. Bun, cântăm. Asta e roada? Să învățăm texte. Bun, e minunat, strâng cuvântul tău, e un lucru bun. Dar asta e roada? Să ne îmbrăcăm frumos în sabat. Pare rău că n-am avut timp să mă schimb, că am venit direct din mașină. Să mă îmbrac în costum. Oare ăsta este rodul? Care e roada, frații mei? N-aud. E bine că nu vorbim ca să procesăm. Să ne gândim și să ajungem totuși la un rezultat. Pentru mulți, roada însemnează cam ceea ce fac prietenii noștri martorii lui Iehova. I-am întâlnit și în străinătate cu același tipar, doi câte doi sau două câte două, frumos, minunat, cu un cărucior, cu un dispozitiv de pus cărți și reviste, se plimbă, oamenii oferă. Am vorbit odată cu un prieten martur al lui Iehova, care, colegul plecând o vreme, a rămas singur și am intrat în vorbă cu el. Cât ai dat azi? Zice, n-am dat niciuna.
Dar de ce? Oamenii vor, nu vor, e treaba lor. Și îți pare rău? Ce? Nu, eu mi-am făcut partea. Eu pontez. N-a zis chiar cuvintele acestea. Există pentru ei obligația, sub amenințarea că nu ești mântuit, ca să facă un număr de ore misiune, că aduce roadă sau nu, nu, roada mea e să pontez. Oare noi concepem misiunea la fel? Să dai cărți, le citesc, nu contează, bine că le-ai dat. Ce este roada? Am să vă spun o istorie. Mi-a povestit-o chiar medicul respectiv. Era medic într-un mare spital din București, nu dau detalii că nu se cade. Un medic la, știu eu, 30 de ani, 31, specialist pe profilul lui, era un spital universitar. Acolo veneau medicii absolvenți de facultate care să facă rezidența. Și știți că cineva care alege, de exemplu, interne, trebuie să facă un stagiu 6 luni la chirurgie, 6 luni la neurologie, 6 luni în diferite locuri, diabetologie și așa mai departe. Ca să aibă o viziune de ansamblu și apoi se specializează pe una din nișele medicinei interniste sau de interne. Și medicul acesta, care era specialist, nu era profesor, dar lucra în acel spital, într-o zi, era o zi de vară, i-au sosit rezidenții, adică nu ai lui, dar lucrau cu ei. Și a apărut o fată. Am cunoscut-o. Nu prea mare, nu prea arătoasă, modestă, dar fustă. A venit în fustă. Și o avea asta că toate fetele vin în pantaloni, în fustă. Și a fost primul cui. Bine, faptul că a venit în fustă poate să fie variabil. Dar era parcă altfel decât ceilalți sau celelalte. Avea o, așa, o pace anume. Era foarte interesată. Celelalte așteptau să vină ora 1-2 să dispară. Ea stătea până la 6 și îmi mai arăți? Făceau îmi scapă numele. Nu mă ajutați că nu-i de folos. Mă rog, îmi arăți? Îți arăt. Și a văzut un fel de a fi, un fel de a vorbi, un fel de comportament, un fel diferit. Și a spus, băi, ce-i cu fata asta? Și în cele din urmă, a aflat că e, zice el, din ăștia care îi spală la creier, adventistă. Și l-a apucat așa o ciudă, băi, ăștia îi spală pe creier, măi frate. Deci a venit cu contra. Și a început să discute cu ea, bine, respectos, dar cu cuie, cu pioneze. Și fata senină răspundea surprinzător. La un moment dat îi spune, dacă vrei, vino să vezi, nu vorbi deasupra. Și el merge să vadă. Și întâmplător, în acel weekend, venise cineva să discute despre creaționism și evoluționism. Cineva din străinătate, un specialist, în București se întâmplă. Măi, zice, în viața mea n-am pomenit lucruri atât de interesante. M-am uitat la oameni, la băieți și fete, că era și el tânăr, neînsurat, și domnule, numai oameni frumoși. Ei, eu știu că nu sunt numai frumoși, dar pentru el toți erau frumoși. Numai curați. Eu știu că nu toți sunt chiar curați. Dar erau numai curați. Adică nu vreau ca să-mi ridic biserica, vreau să fiu realist. Băiatul ăsta fuma de stingea, medicul. Mi-a ajunsese la 2 pachete jumate pe zi. Să vă ferească Dumnezeu să înțelege cei 2 pachete jumate. Și își dădea seama că el e frustrat, el este ciudat, aia are pace și o n-am. Și a spus ea, citește Biblia. Biblia.
A primit-o într-o noapte, pe când era chinuit de starea lui, că era un frustrat. Spune că seara beam bere până mă îmbătam. Nu era rușine să-mi spună mie că a depășit faza. 3, 4, 5 beri până când mă culcam. Deci nu beam ziua, când mă culcam, beam. Și îmi dădeam seama că eu mă afund. Și într-o noapte, Dumnezeu îi apare în vis și spune: băi, Gheorghe, nu știu care era numele lui, ia Biblia și citește, e cuvântul meu. Și se trezește șocat și a spus: Doamne, dacă Tu ai vorbit, Tu mă eliberezi de fumat. Din momentul acela, n-a mai intrat țigară în gură lui. Nu știu dacă știți ce e aia, că cine a fost robul tutunului știe că nu se poate. 3 ani de zile după ce te-ai lăsat, ești chinuit. Bine, mai puțin, mai puțin, dar tot ești chinuit. N-am mai fost chinuit deloc. Am crezut că e Dumnezeu și am mers pe drum. Cum a ajuns acest medic necredincios? Roada nu începe cu bla bla bla, cu gura. Roada începe cu o viață, roada Duhului Sfânt. Dar întotdeauna roada Duhului Sfânt este o mărturie pentru ceilalți. Și după ce mărturia își face efectul, când se naște dorința, când se naște curiozitatea, atunci apare mărturisirea. Vă spune, mult mai incomod să pleci cu roada Duhului Sfânt în misiune, care trezește curiozitatea, mirarea oamenilor, iar oamenii doresc și ei pacea, doresc și ei bucuria, fericirea, pe care, dacă o ai, se vede. Trebuie să vă spun, nu asta m-am gândit să vă zic azi. Am deviat pe un alt drum, cred că bun și el. Aș vrea însă să mă întorc. Dacă voia Tatălui meu este să aducem ce? Roada. Întrebarea mea este, ce roadă ai adus tu, frate, tu, soră? Gândește concret. Am pus întrebarea asta, bine, într-o discuție personală unei surori deosebite și a spus, dumneavoastră ați adus roadă? Și a spus, da, toată lumea știe că sunt adventistă. Păi toată lumea știe că le milițian sau le-ai... Asta nu e o roadă. Dar ce roadă ai adus? Păi zice, eu în sabat nu mi-aduc acolo unde se întâmpla, oamenii sunt, vecinii sunt foarte amabili și aduc unul altuia, cer unul altuia lucruri sau se dăruiesc unul pe altul, unul altuia. Deci, în sabat nimeni nu mă deranjează. Și asta e tot, eu știu acum, ce știu? Știu că tu ești una care ține o zi sucită, altfel decât ei. Ce știu ei? Femeia săracă a rămas, păi ce roadă să aduc? Roada sunt suflete. Aș pune o întrebare, nu îl întreb pe fratele pastor, am întrebat destui. Câți din totalul bisericii, ce procent, cât la sută, din cei care sunt membrii care vin la biserică, sunt frământați, preocupați de roadă? Câți lucrează? Câți se preocupă de cei din jur? Ăsta trebuia să fie subiectul de azi, dar nu-mi pare rău că Dumnezeu m-a dus pe alt drum. Știți care este partea interesantă? Că biserica, în general, suferă de o moștenire defectuoasă și blestemată. Și o vă spun cu respect, e o moștenire toxică, care vine de la Constantin cel Mare. Vă gândiți la Duminică Nouă. Gândiți-vă la conceptul de biserică. Ce e biserica? Păi întreabă pe oameni și spun că e o casă. Sfântă, loc sfânt. Greșit. A, biserica este suma celor mântuiți. Care ce fac? Vin în fiecare săptămână în weekend, unii duminică, alții sâmbătă, după cuvânt, stau în strană, cântă, spun texte, zic amin și și-au îndeplinit sarcina înaintea lui Dumnezeu.
Corect? Păi cam asta se întâmplă. Constantin a făcut un lucru mai rău decât a schimbat sabatul în duminică. A înființat biserica instituțională. Adică a schimbat biserica și a făcut-o instituțională. Ce înseamnă instituțională? Și noi suntem o instituție și nu-mi pare rău. Noi nu suntem o bandă de oameni, suntem o instituție. Dar instituționalizare e altceva. Înainte de Constantin cel Mare, nu existau clădiri, unul la mână. Unde se întâlneau? La mine, la tine, la noi. Și ce făceau? Păi nu era popă sau pastor să le slujească. Ce făceau? Studiau Scriptura. Și ce mai făceau? Se rugau. Și ce mai făceau? Povesteau experiențe despre cum au influențat ei pe un doctor din spitalul din București sau pe un vecin ca să devină căutător de Dumnezeu. Iar biserica primară s-a întins ca focul în miriște. N-aveți idee ce expansiune, ce explozie. Biserica primară, în primii 20-30 de ani, a ajuns să penetreze casa împăratului, că Pavel scrie către Coloseni, salutați pe cei din casa împăratului, sau cei din casa împăratului vă trimit salutare. E incredibil! În palat, la Nero, în palat, erau creștini dintre păgâni. Roadă! Păi ăsta este mandatul pe care Dumnezeu l-a dat bisericii. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici. Iar ei trăiau cu un scop. Nu ca să vină să se roage, nu ca să se adune în sabat, nu ăsta era scopul, ci se adunau în sabat ca să împlinească scopul. Mergeți și faceți ucenici. Constantin a spus stop. Nu vă mai adunați în case. Nu vă mai rugați în case. Eu vreau să controlez tot, să fie totul sub ochii mei. Veniți la mine în sala de primire, în sala de consiliu, avea o sală mare. El era Basileos, în limba greacă împărat, și sala se numea Basilica, de acolo biserica. Atenție, este o preluare, o transliterare a cuvântului Basilica, biserica. Și acum vă închinați aici în fața mea, mă închin și eu cu voi, deși nu a fost creștin toată viața până n-a murit, la moarte l-au botezat, era inconștient, a murit cu halatul pe el. Și Constantin a spus, voi acum aveți altă sarcină. Veniți și lăudați-L pe Dumnezeu, nu spun psalmii, lăudați-L. Hai, adunați-vă, cântați, vă rugați, voi nu știți să predicați. Formăm profesioniști. Și profesioniștii o să vă predice. Iar voi, o zicere veche, latină, zice așa, o traduc în românește. Un bun creștin trebuie să aibă aceste 4 trăsături. Colegii pastori le știu. În engleză, to stay, stați. Nu plecați. Nu vă duceți în toată lumea, stați. To pay, să plătiți. To pray, să vă rugați. To obey, să ascultați. Asta e sarcina voastră. Să stați, să vă rugați, să plătiți și să ascultați. Iar noi avem această moștenire toxică, crezând că ne-am împlinit rolul venind sabat de sabat în biserică. E bine că venim, ferească Domnul să nu venim, dar nu ăsta e scopul. Ăsta este doar un cuptor în care să ne încălzim ca să mergem să facem ucenici, să aducem roadă. Câți sunt chinuiți, frământați să aducă roadă? Că dacă nu, ne taie. Știți care e al doilea cuvânt cheie din pasaj? Matei 7, 21-23. Primul cuvânt cheie este voia Tatălui meu, nu fără de lege. Voia Tatălui meu. Și am înțeles că voia Lui este, de-aia sunt eu mlădiță, ca să nu fac umbră pământului degeaba, că altfel mă taie. Amintiți-vă de smochinul neroditor. Mai lasă-l anul acesta, dacă nu... Și acum întrebarea mea este,
Am înțeles. Al doilea cuvânt cheie, care este? Ajutați-mă, nu-l spun eu. Mai avem încă 10 minute și sper să îl găsim. Nu am să-l spun eu. Căutați-l voi. Este în versetul 23, mai exact. Vă ascult. Cine vrea, ridică mâna, nu vorbim fără să ridicăm, ca să ne și auzim. Cum? Cineva îmi spune chiar cuvântul. Niciodată nu v-am cunoscut. Doamne, nu ești tu atot puternic? Păi tu cunoști tot. Cunoști și gândul din pat când sunt în pat singur. Cunoști ce nu se vede. Dacă m-aș duce la marginea mării, dacă m-aș lua aripile zorilor, cum sunt psalmul 119, păi tu știi tot. Și cum zici tu că nu mă cunoști? He, zice Hristos. Vezi? Există mai multe feluri de cunoaștere. Am nevoie de cineva. Eu nu-l cunosc pe bărbatul ăsta mai înalt ca mine, mai puternic și mai tânăr. Cine o fi? Mă uit la el, e cu ochelari. Păi, și eu am ochelari asta. Dar cine e? Eu vreau să-l cunosc. Și vreau ca să mă fac cunoscut. Oare cum mă pot face cunoscut lui și el mie? Lucian? Daniel. Doar prin deschidere. Prin faptul că el se deschide, eu pot afla ce e în el. Că dacă eu doar îl văd, e un om. Un om fără identitate. Doar în măsura în care el se deschide, eu aflu cine e. Doar în măsura în care eu mă deschid, tu poți afla. Și când Hristos spune, nu v-am cunoscut, ce înseamnă? Mulțumesc, frumos. Ce înseamnă? Că eu am fost mulțumit să vin, să-i cânt cântări, să-i dau bani. Viața mea e viața mea. E, Dumnezeu e departe în cer, nu? N-am o relație. Cel care îl cunoaște pe Hristos simte că îl arde focul la tălpi să lucreze, să facă ucenici. Nu poate. Dragostea mă determină la roadă. Dragostea e sucul care trece din viță în mine și eu doar rodesc fără să mă chinui. Că sucul acela e și soarele și apa, lumina, mă face să rodesc. Dragii mei, sunt două cuvinte cheie. Și eu cred că am fost mântuit pentru că am crezut în Hristos. Dar roada nu-i. Și nu-i pentru că nu vreau să aduc rod. Că eu pot să vreau și nu iese nimic. Pentru că nu-L cunosc pe Hristos. Și am uitat care-i voia Lui. Voia Lui nu e să stau în biserică să rod catifeaua de pe bănci. Ați auzit de sfințire prin ședere. Sfințire prin ședere. Ce aduce roadă. Poate soria aceasta, dacă suntem alerți, vigilenți, dacă n-am moțăit, n-am văzut pe cineva, dar zic, dacă cumva Duhul în mine n-a obosit și a mai închis un ochi, atunci poate soria aceasta produce tulburare, cercetare. Dar scopul predicii e să conducă la o schimbare. Iar schimbarea nu vine decât când Hristos mă atinge pe mine. Când eu mă deschid, El mă atinge. Când ajung să-L iubesc, să am o relație cu El. Și atunci, știți ce va urma? În fiecare om pe care îl voi întâlni, voi vedea un potențial fruct, o roadă, un rod potențial. Și nu voi începe să-i spun de sabat și de porc și de alcool, că nu asta e. Ci de Hristos, nu când eu vreau, ci când El o să-mi ceară. Ca fata aceea, studenta, care n-a început cu bla bla bla, care a început cu un caracter frumos. Atât de frumos încât l-a determinat pe acest medic specialist, îndrumătorul ei, să spună, cine ești? De ce ești așa? Vreau și eu. Azi e o zi de judecată. Hristos nu ne pune însă în balanță. Îți propune să te pui tu pe tine în balanță. E încă o prejudecată. Și dacă avem ceva de făcut, dacă viața noastră e de mlădiță neroditoare, trebuie să ne gândim că mai avem un timp până să fim tăiați. E un timp
ca să aducem roadă la aceasta. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.